Este perioada examenelor în învățământ. După ce elevii au trecut de emoții, astăzi a venit rândul dascălilor. Primii care au intrat în febra examenelor au fost cei care au susținut examenul național de definitivare, concurs destinat profesorilor debutanți. Accesul candidaților în săli s-a făcut la ora 8 cu respectarea tuturor măsurilor specifice de evitare a răspândirii coronavirusului. După primirea subiectelor, dascălii au avut la dispoziție 4 ore pentru rezolvarea subiectelor. Examenul național de definitivare în învățământ s-a desfășurat după un alt scenariu față de anii trecuți din cauza pandemiei de coronavirus. Candidații nu au mai putut susține inspecțiile la clasă, astfel că a fost nevoie de echivalarea acestora. În județul Olt au fost înscriși 87 de candidați pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ. Dintre aceștia, doar 78 au finalizat procedura de validare a dosarelor. Și astăzi, acești 78 de candidați susțin proba scrisă a acestui examen. Dintre cei 78, sunt 9 candidați care au beneficiat de echivalarea celor două inspecții cu activitatea desfășurată ca și cadru didactic calificat. În Olt, centrul de examen a fost organizat la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu, iar anul acesta, cei mai mulți candidați care vor susține examenul de definitivat sunt educatori și învățători. La noi sunt 24 de candidați înscriși pentru învățământ preșcolar, 13 pentru învățământ primar, 10 de la educație fizică și sport, 8 de la limba și literatura engleză și 5 de la consiliere psihopedagogică. Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie, iar în aceeași zi se vor depune și contestațiile, urmând ca afișarea rezultatelor finale să fie făcută pe 4 august.